Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni! Va fi o ediție absolut senzațională. Azi și că este Ziua Internațională a Somnului, care o dormi în astea două ore înseamnă că poate să doarme în orice fel de situație sau n-a dormit de două săptămâni. Ia să vedem ce avem azi. Anca Pandea trece prin momente de cumpănă. De ce a ajuns recent actrița de urgență la spital, dar și ce i-au spus medicii astăzi, la ultimul control medical, aflați chiar de la ea. Cum reușește artista să își aline dorul din inimă după dispariția lui Iurie Darie, dar și ce gest înduioșător a făcut în urmă cu câteva zile de ziua lui de naștere, veți descoperi doar în câteva momente. Nu ratați Declarații de la suflet pentru suflet imediat la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Măcar luna nu formează mereu un întreg. Merg prin viață fără urmă de regret, fără regret. De unde a plecat Adina, fata cu chipul de înger din Glina, în urmă cu câțiva ani, și unde a putut ajunge acum profesional, aflați chiar de la ea. Nimeni nu e perfect, nici măcar luna nu formează mereu un întreg. Merg prin viață fără urmă de regret, fără regret. Cât de mult își ajută familia și cât de departe își dorește să ajungă Adina a Săvoaiei, veți descoperi în doar câteva minute. Nu ratați mărturisirile cutremurătoare ale tinerii de doar 16 ani, imediat, doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. I'm sexy and I know it. Și a construit o carieră muzicală de succes, iar banii i-a investit în locuința sa. Cum arată casa uneia dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi? Vă arătăm cele mai intime, dar și cele mai dragi locuri din căminul vedetei și ceva ce nu mulți au, dar cel mai probabil și-ar dori să aibă în casă. Azi, doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Stați cu noi! De Ziua Mondială a Somnului, platoul Exclusiv VIP se transformă într-un mare dormitor în care vom da cea mai tare petrecere în pijamale. Pandemia ne-a învățat să ne bucurăm din nou de lucrurile simple și să ne distrăm ca pe vremuri. Care sunt cele mai trăznite vise pe care le-au avut vedetele și cu cine? Aflați azi chiar de la ele! Domnilor, vă adresăm la începutul emisiunii popularul Taves Bachtalo și a venit un chioar. Mânca aia și gura lui. Să trăiască domn ministru, mâncava și.
Domnul ministru, la microfon break ați mai fost la televizor? Da, bă, da, am fost destul de vocal. Dacă nu ești matale vocal, cine ești? Bine ai venit. Ce ai zis, bă, că e ziua somnului azi? Da. Ce caut eu aici, bă, că trebuie să dorm la ora asta? Dar tu chiar, tu dormi după amiază, ai dreptate. Normal. Cum normal? Așa dorm lăutarii, bă, lăutarii se culcă după masă ca să poată să reziste la... Lăutarii dorm până după masă? Nu, dorm după masă. Se eu culcă pe la 5, 6, 7 dimineața și nu-l prins până la 2, 3. Bine, astea sunt excepțiile, dar în general ei se duc la restaurant unde cântă ei pe la localul. Așa? Și vin acasă pe la 12, 1. Oare? Se culcă, se trezesc și ei ca oamenii normal pe la 10, 10 jumate. Așa? Își fac treaba, ce mai fac și după aia pe masă bâști. Da? O oră cel puțin. Dar ce psihic tare aveți. Nu mi-ai ieșit niciodată în viață. Doar mă după amiază. Da, ai încercat. N-am când. A? Ai încercat. Ce s-au mai chinuit părinții mei cu mine. O, le. Dar vrei să spun ceva? Am unul acasă mic, dar ce am încercat noi să doarmă mult. Ce, tu doreai să nu doarme după masă? Niciodată, mă. A dormit, când era mic, cum să spun, atât al cât să n-am cu cărțula că adormea, dar de nervi adorma seara. Adevărul că și eu mi-am luat niște bătăi când eram mic ca să dorm pe masă. Păi dar vezi, la tine s-a prins. S-a... În perioada asta nu se mai bat copiii, nu te supăra. Vrei să spun ceva? Știi cum cunosc copiii tăi România? Prin ceea ce se numește TikTok. Îl știi pe TikTok? Lasă-mă, te rog frumos, nu mă întrista și tu. N-ai auzit de TikTok? Am auzit, știu despre ce e vorba. E o mizerie. E o mizerie? Praful să se aleagă de TikTok. Nu se poate așa ceva. I-a spart pe toți. Nu vorbesc numai despre oamenii maturi. Așa. Vorbesc în primul rând de tineret, da, de copii. Auzi, asta cu praful să se aleagă de TikTok e ca pe vremuri, cum spunea, nu mai știu, mi se pare că ăsta, răposatul Ion Dolănescu, arăstați-l pe razdac. Da. Doamnelor și domnilor, înainte să vedem România prin ochii TikTok-ului, îi arătăm lui Mădălin și el comentează. Ia să vedem! Haide, bă, să vedem! I went to the fridge to get a snack and you weren't there. Zi tu, mă, asta nu-i frumoasă pe TikTok? Este cântăreața Mira care zice... Am intrat în frigider să iau o gustare și nu era acolo. Da. E, ți-a plăcut pe TikTok? Dar ce să-mi placă pe TikTok? Că e vorba despre o muiere. E o fată, e o cântăreață, mă. Toată lumea face conținut aici să joacă, e talent actoricesc. Nu-ți place? Bă, nu vorbesc despre personaj. Eu vorbesc ca idee. TikTok-ul e o chestie care durează 15 secunde sau păi cât da, acum sunt, toate sunt în esență. Esențele tar să țină sticle vieții. Ce vorbești, bă? Dacă deci, zi tu, ți-a făcut ție vreodată vreo femeie în viața ta chestia asta? Am deschis frigiderul și nu erai acolo? Da. Bine, asta e o glumă. Problema e alta, bă. Problema este că dacă mi-arăți personajul, pot să zic, bă, îmi place, e bună, e bună. Frumușică, fata. Da, da, bun, sigur, și frigiderul e în regulă. Da. Dar, în mod normal, nu sunt subiecte care să zic că te sparg sau că te atrag sau că cine știe ce senzație. Uite, bine, mă, dar hai, nu știu dacă frigiderul e în regulă. N-are ajunge, și... fă, ajunge. Gata, următoare. Hai să-i mai dăm una și după aia luăm pauză. Cum o pauză? Nu se pare. Nu crezi că ar trebui să te apuci și tu de sport? Nu, nimic nu o să mă facă pe mine să fac sport. Gata, mi-e juc. E bine, nu mai mânca, că te-ai îngrășat. Vezi? Nu se pare. Nu crezi că ar trebui să te apuci și tu de sport? Nu, nimic nu o să mă facă pe mine să fac sport. El este Bogdan Medvedia, este Oana Zara, zi de nu este de ruptă de realitate povestea asta. Ce fac fetele dacă le dai bani? Orice! Gata, mi-e juc! Până ce te miri? De ce te miri? Ai văzut? Ai văzut cum se desfășoară? Da, zi-mă, astea sunt lucruri pe care dacă vrei să le analizăm în formă... exclusivă. Psihologică, dacă așa vrei, ajungem la o concluzie pe care o putem rezolva în două secunde. Yes. Dă-le în sânge. Și atunci s-a terminat. Cine vă pe sânge? Cum? Dar despre asta e vorba. Da, mă, dar uite, te înțelegi? Deci tu trebuie să te uiți și să-ți dai seama că asta e generația care intră copiii tăi. Nu e adevărat. Copiii mei au și ei tot felul de apucături de astea, dar ei cel puțin fiind în zona artistică, unul pictează, altul cântă la pian, altul la țambal. Așa, nu, Oana. Aici Oana Zara face o parodie, ca să zic. Normal așa. Normal că dar înțelegi că astea sunt fetele de ziua. Cum îți ferești tu băieții să nu vină cu câte o mâncătoare de asta, câte un rechin de asta care mănâncă bani? Încă n-au început să facă experiențe de astea. Și? Dar ce le-ai bine, spus? Ștefan are vreo 4-5 gagici, dar nu asta e problema. Nevoia
lor, nevoia lor nu este să le atragă cu bani. Nevoia lor este să le facă curte, să fie drăguți, să le invite la o plimbare pe parc. Acum durează 5 minute, vrei, vreau, hai papa. Stai bă, că are 12 ani Ștefan. Bine, eu la 13 ani am avut prima brenoragie. Dar în mod normal, lucrurile pe care le întâmplă, le fac ăștia tinerii înseamnă azi. Înseamnă că deja la 13 ani a început și activitatea competițională. Păi asta zic, da. Că doar nu dă, n-ai greșit. Bine, în prima. Da, mă, dar am fost diliu. Adică la mine cel puțin eu am o scuză. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză mai analizăm România prin ochii TikTok-ului și comentată de Mădălin Voicu așa cum trebuie. Mai distra, bă, băiatule, a fost ceva absolut senzațional. Nici nu vă dați seama, dar a fost întuneric, cateringi, chestii, ce, am invitat fetele la dans, a fost bine. Ce faci, unchiule? Pe ce să fac? Gata, s-a terminat? S-a terminat ce? Abia a început? Emisiunea s-a terminat. Nici nu ai apucat să vorbești. Ia mai băgați unchiului niște TikTok-uri de-astea, că am văzut că îi place. Cred că din cauza ta le-ai afurisit și Dumnezeu TikTok-ului a zis... Ia să mai vedem. Era bărbatul din ziua, dar mai știe să aprecieze femeia? Nu mai știe. Direct spune prin față. Mi-o dai sau nu mi-o dai? Atât? Direct. Sunt oameni periculoși. Era bărbatul din ziua, dar mai știe să aprecieze femeia? Nu mai știe. Direct spune prin față. Mi-o dai sau nu mi-o dai? Atât? Direct. Sunt oameni periculoși. Era bărbatul din ziua, dar mai știe să aprecieze. Se referă, mi-o dai sau nu mi-o dai? Mâna. Da. Asta seamănă cu Ramona. Sau Ramona este, da. E Ramona? Da. Păi și ea vorbește moldoviniește? Nu mai, acum... dă din buze, face playback. Dă din buze așa cum dă un alt personaj. Dar mesajul e tot ăla. Înțelegi? În ce lume îi bași pe băieții tăi, de asta ți-am spus. Ne dați sau nu ne dați? Fasole și cărnați. Adică nu, dacă e ne dați sau nu ne dați, după urmează cât? Cât mă costă? Exact. Pe asta e problema. Aia e. Dar chiar cum? Tu vrei să investi pe băieții tăi să fie curtenitori, să scoată fata la cofetărie, să o plimbe pe-n parc, sau cum vrei să faci? Să știi că din ce am văzut eu, prietenele lui Ștefan cel puțin, sunt alea fete 4-5. Educate. Sunt fete educate, fete cu minți, care merg la mall, la mănâncă împreună, la cofetărie. Adică e chiar mișto. Adică nu sunt hrăpărețe. Acum să vedem mai încolo, că știi cum e. O dată ce crește, că crește în vârstă, crește da, mă, da, cerințele. Depinde și ce o sare buierea, înțelegi? Că dacă e una care bine... Auzi, dar tu ai avut vreodată cineva care să te fi prins repede, că e pe material așa? Cum zice fata asta? Și cum, ești frumos așa, nu? Cum ai... La ce te referi, dacă a cerut vreo bani? Vreo fată care era foarte pe material așa, adică părea la început... Niciodată după că... n-am tocmit vreo... domnișoară, fată sau cum o fi. Că a fost un gest pe care am vrut eu să-l fac, nu e pentru că am negociat. E pentru că așa am crezut eu că e bine și că e frumos. Uite, cumpără-ți un buchet de flori, ia-ți o pereche de cercei, căcat, de asta știi. Am înțeles. Gesturi în sensul de pornite de la mine, nu am cerute. Înțeles. Asta era bine, ia niște bani, ia-ți un buchet de flori, că e ultimul pe care ți-l dau, că e prejurichin și vrei să le mănânci pe toată. Ia, ține aici, dar ia-ți o bomboană, să nu zici. Hai, mai vedem. Ia, unchiule, să vezi și tu cum e viața, domne, unchiule. Mie toată viața mi-a plăcut să dorm liniștit. Este țancă uragan. Pe perna mea, să nu bată nimeni la ușă, să n-am niciun fel de problemă cu legea și de-aia sunt în regulă cu toate. Tu înțelegi că el s-a dus până în fața la ANAF să filmeze? Sau cumva la ieșire? La ieșire. După ce a fost la... Sau înțelegi? La intrare. A fost spovedanie, l-a chemat, spovedanie frumoasă, aghiazmă mică, aghiazmă mare de la ANAF. După aia a zis, eu vreau să fiu... ANAF? Scrie ANAF pe dos, n-ai văzut cum scrie? Da, mă, că a întors el ca să nu fie reclamă, că scrie ceva pe șapca lui. Aha. Și s-a filmat și bine că nu s-a filmat să se vază urechea. Adică s-a auzi, bă, da, ăsta e țigan? Pe mine mă întrebi? Păi nu, pe cine să întreb? Este, păi de ce am eu recensământul? La tine e recensământ. Da, dar ai participat și tu. Am înțeles. Da, m-am participat. Am participat și eu, dar... Nu, stai să... Băi, e de-al nostru, adică vreau să știu că așa după da, figură... A, nu! Maică-sa și taică sunt suedezi. Suedezi blonzi. Da. Ia așa a fost și el. L-a prins o furtună odată și gata. Și cum da. Să nu fie neică? Eu întreb, că nu știu, că nu-l cunosc. Păi, țacă, copiii mei... Cel mai în vogă mă analiz la da, mă, ăștia sunt ai mei, sunt turbați după el, că l-ascultă și îl... Nu, e cel mai în vogă la ora actuală. Îl promovează. Da. Deci,
Cum e? Deci, până la urmă, asta cu ANAF, apropo de zona asta, de cântăreți, de lăutărie, ce, cum e? A avut, bă, și ăsta, Parizer, cum îl cheamă? Salam. Salam. A avut și el probleme. Mai sunt lăutari care, mă rog, fac tot felul de chestii, că, vezi, Doamne, tu trebuie să declari toate sumele pe care le primești. Dar într-o nuntă sau la un botez sau la o petrecere, vin oamenii și îți dau bacșiș. Ce faci? Cuantifici bacșișul, iei procentul din cât trebuie să devină statului, restul împarți cu băieții. Și te duci la ANAF și zici, ia de aici, nu știți voi de unde. Dar m-am simțit. N-aveți voi treabă, dar m-am simțit. Da, da. O singură dată a fost o chestie de genul ăsta, dacă vă aduceți aminte, Gică Popescu a fost învinuit pentru treaba cu transferul și Gică Popescu, om corect, s-a dus și a depus banii aia și practic a fost momentul în care, practic, depunând acei bani, a admis faptul că într-adevăr trebuiau depuși. A deschis un subiect. Practic s-a atestat faptul că trebuiau depuși niște bani, ca să nu spun mai mult, dar într-adevăr, Gică Popescu a avut o scurtă viață ca impresar și e mai bine cum este. Într-adevăr, nu era de el. Că acolo viața este puțin mai complicată. Da, eu vreau să știu că acum, intrând puțin în viața ta, am auzit că și tu la rândul tău, în viața ta, sigur de demnitar, dar deși și de om care ești tu om, ai totuși niște mici impedimente acasă, ai lucruri care te deranjează și aș vrea să-mi spui exact ce reprezintă această fotografie, cine este asta? Ăsta e un dobitoc, îl cheamă Bob. Da, te-ai vorbit cu Lunga, că altfel n-aveai de unde să știi. Explică-mi și mie cine este Bob. Ăsta spală vase, auzi tu. Deci așa, este un personaj electric pe care eu îl urăsc. Înțelegi? Nu te supăra, dar ce ți-a făcut? Dom'le, când mă duc în bucătărie și el e deschis sau nu e în activitate, nici nu-l bag în seamă, trec pe lângă el și îmi văd de treabă. Când începe să vâjie și să mărâie și să gâjie, eu nu mai intru în bucătărie. Sanchi, nu știai. Vrei tu să mă destăinui? Explică-mi, dar eu înțeleg, dar n-am înțeles de ce. Pentru păi că... ce ți-a făcut? Vâjie! Vrei să se inventeze unul care să nu vâjie? Sau nu, ce? Mi-e teamă, nu teamă în sensul de frică. Aolo, mi-e sare urât la om? Nu, mă, dar mi-e urât, bă, Bob ăsta e un bou, de fapt. Deci eu nu fac, nu exagerez cu nimic, ca tot ce este electric, mărâie, vâjie, bâzâie, cum e și mașina de spălat, cum sunt toate aparatele astea electrice, eu mă șutesc. Adică prefer să nu fiu în preajmă. Am înțeles cum era anul trecut când am venit noi cu aspiratorul ăla și era într-o bucurie tot. Pe băi, aspiratorul e o chestie pe care o mânești tu. Înțelegi? El păi și ce, pe ăsta nu poți să scoți din priză? Stai, bă, puțin. Ba, poți să-ți, dar nu mai merge. Pe când ăla îl încarc și fac cu el ce vreau. Nu? Și așa. Atunci, când este vorba de aspirator pe care îl controlez eu, bașca faptul că îl opresc când vreau, păi, îl ponesc când vreau. Păi, am zis că tu treci într-un film de groază. Bob te controlează pe tine? Păi da. El mă controlează pe mine și îmi controlează emoțiile. Pentru că eu dacă mă duc în bucătărie, el e băgat în priză și lucrează, eu dacă nu-l aud, sunt liniștit. Cum mă plimb pe lângă el sau am treabă pe acolo și începe să meargă, îl înjur. Unchiule! Da. Dar recunosc ce... Hai să ne mai vedem, să mai povestim, că vă căs probleme. Hai, bre, e un robot, apeși pe stop ăla și tace în gură, Bob. Băi, nu fac pipi pe mine. Dar spun că nu-mi place, îmi creează și o stare de inconfort. Disconfort, cum vrei să zic. Auzi, am o întrebare tâmpită. De ce l-ai cumpărat? Eu? Lunga l-a cumpărat. I-a cumpărat tot felul, i-a cumpărat și lutasul săracu. Acum îți dai seama ce o să sperie ăla. Săracul om e supat acum, da. Doamnelor și domnilor, prin urmare, el este Bob. Dar scrie pe el Bob. Da. Deci le și găsești. Mai am o fotografie și vreau să știu despre cine este vorba aici, pentru că v-am spus că problemele sunt grave. Da, bă, da. Cine este aici? Ce-i asta? Scrie Rozica. Bă, numai că ați făcut complot. Da. Asta e o mașinărie care umblă de-l sperie și pe Mozart. Înțelegi? Face curat. E un robot de la care merge pe jos și da, mă, da. Aspirator, da? Da, un fel de aspirator care, mă rog... Umblă singur pe-n casă, nu? Se plimbă peste tot, nu știu cât curat face, că nu prea... La praf se descurcă, credem. La praf, da, da. După ce pleacă el, trebuie să vin eu să dau cu aspiratorul, că nu e suficient. Dar, hai că pe ăsta îl mai tolerez cu toate că mă... De ce se intitulează Rozica? Rozica este botezul, adică așa l-am botezat. Nu, că văd că scrie sus Rozica, deci e treabă serioasă. Scrie pe ea că o cheamă Rozica, nu? Da, mă, deci tu știi că eu am găsit, de exemplu, am găsit o cioară
Și, te rog frumos să reformulezi. Nu, păi așa e, o pasăre care e de la cioară. Și am botezat-o Dumitru. Te rog frumos, deci ai găsit o pasăre. O pasăre neagră. Nu neagră, mă, că n-ai voie să spui neagră. O pasăre închisă la culoare. Așa, da? Da. Cu numele de discriminare. Și l-am botezat Dumitru. Și l-am ținut deștept. Adică om, pasăre om, cum ar veni. Așa. Și mi l-a dus lunga, l-a dus la nu știu ce rezervație de păsări, nu știu cum se cheamă. Dumitru face acum stabor cu toți ăia acolo. E șef. E șef, știi? E cam bancul ăla, bă, nu știu, e mic, mic așa, nu cântă, dar toată lumea îi zice șeful, înțelegi? Excelent. Bun, deci și totuși, deci Rozica își face treaba. Da, asta nu mă deranjează așa de mult, cu toate că mama mea împinge pe la picioare, că vine pe dedesubt, nici nu. E Rozica, mă, ești bărbat, poate îi place de tine. Zici? Te mângâie și ea puțin la tăchi. Păi de ce nu mai zbuc? A, să vedem. Mai vorbim. Ne mai împrietenim. Nu, dar ăla moț a te turbat. Că i-a mâncat niște, nu știu ceva, niște bombonele de alea, știi? Mănâncă biscuiți aspiratorul? Da. Adică ăla a mâncat biscuite și aia a venit până surprindere, făcând curat, i-a luat și biscuitele lui. Și ăla o știe de respect acum, adică dacă nu sunt cu minte, mi-a mâncarea. Unchiule, nu crezi că merge și o sfeștanie să se potolească toate sculele astea? Bă, eu-s de vină. Ea cumpără că câtă minte are ea. Dar eu-s de vină că te tolerez, știi că sunt de acord. Păi cum n-are minte, măi, nevastă ta, mă? Bine, bă, dar de voia de a avea aparate de-astea în casă, nu mi se pare o chestie atât de stringentă încât să accept sau să fac eu sacrificiu ăsta ca să, știu, băi, eu, să fie ea mulțumită. O ajută să nu mai spele atâtea vase. Sau câte vase, bă, că suntem doar noi doi. Și când vin copiii, mai sunt două farfurii. Ce mare vase, dă-le, Doamne iartă-mă. Ia, ca să înțelegeți, doamne, înainte mai avem trei fotografii pentru tine. Poți să arăți, te rog, telefonul la oameni ca să înțeleagă. Toată lumea îl știe. Hai, doamnelor și domnilor, oameni. Acesta este Graham Bell. Când a inventat telefonul, a făcut acest telefon. E 6310i. Genial! Și mai am patru noi acasă. Câte? Ha, ha, ha. Deci, auzi, dar explică-mi și mie de unde le găsești. Că eu, dacă, băi, vreau să găsesc, de exemplu, ceva pentru telefon, hai să zicem că telefonul s-a dat. Dar am un 7. Da? 7, nu mai găsești nimic pentru el. S-a dus, sau da, da. Ăla, iPad-ul copilului. La revedere, iPad 2, s-a ia terminat, băiete. La clasa E, la Mercedes, erau cartridge, adică erau inclus și telefon cu încărcător la mașină când o cumpărai. Și cum oamenii pe vremea încercau să scape de astea care sunt așa, mai mult cu butoane și care nu sunt atât de performante, ele n-au avut, că au fost refuzate și m-am dus ca pe un prieten care era dealer acolo și mi-am luat pătoare. Să nu pui microfonul la gură, că nu. Ce, bă, s-a înțeles. Așa? Da. A, și te-ai dus la... M-am dus la Mercedes și am luat toate telefoanele care au fost refuzate când au fost cumpărate mașinile clasa E. Cât ai cumpărat? Vreo 7, cred. Fin. 7 și mai am 4. Dar asta a fost acum 20 de ani, deci îți dai seama. Deci nu strică, nu... Băi, adevărul e că țineau telefoanele astea. Da, astea, țin, mă. Deci după un an de zile nu-ți mai merge bateria. Normal, ca să schimbi, să dea zbanuri, la ăștia e nevoie de performanță, probabil. Dacă știa firma asta de tine, mai găsea încă 5 și să salva firma. Dar știi că mi-a luat lunga și mie un Nokia, dar de la care dai cu degetul. Și? Și, să fie de capul ei. Nu umblu la el, decât dacă am intru pe Skype, știu, pe undeva, pe la vreun televizor. Sau când te-am mai băgat eu pe Skype, ea... Da. Așa îmi trebuie. Da, doamnelor și domnilor, mai am trei fotografii pentru tine și am terminat. Deci, doamnelor și domnilor, o glumă. La un moment dat, conform propagandei, rezulta că președintele Zelenski s-ar afla în Brașov. Primarul Brașovului, cu simțul umorului, a făcut această fotografie în care explică jos că postarea este un pamflet și a făcut un montaj, că nu pot să zic un trucaj. Dom'le, și-a luat omul de hate și de înjurături, deși părea o chestiune relaxată. Dom'le, uite că e la noi. Ce să zic? Cum ți se pare? Adică, până la urmă... Mie mi se pare că omul a încercat să facă un spirit de glumă, dar nu e bine în perioada asta, nu? Cine a încercat să facă? Zelenski sau Brașovul? Păi Zelenski săracu n-a făcut nimic. S-a spus despre el că e la Brașov, că n-a spus el că e la Brașov. Cine a spus?
ceilalți. Păi bă, tu nu vezi câte fake news și câte minciuni și câte prostii și aberații și exagerări sunt pe la televizoare? Deci pe cuvântul meu de onoare, o spun cu responsabilitate, eu care sunt în, lucrez și colaborez cu media de peste 30 de ani, da? Atât de jos a ajuns media și mai ales posturile de știri, încât eu personal încerc și cred că o să și reușesc să nu mă mai uit la niciun fel de informație pe care o dau televiziunile astea de știri. Nu pot, nu mai pot. Niște minciuni. Bă, tu știi ce greșeli de vorbire fac? Câte greșeli de ortografie, bă, pe bandou de jos. Nu se poate așa ceva, bă, niște amatori. Cică, pentru că trebuie dat când ești în flux de știri. Iubitule, indiferent ce scuză că tu ești om de media, eu la fel, dar numai că fiind un om atent la detalii, nu pot să trec peste. Bine, asta. Nici toți oamenii care lucrează uneori în televiziune n-au școala terminată, dar asta e cu totul altceva. Bine, atunci cei care au într-adevăr responsabilități în sensul meseriei pe care o practică, adică de moderator, da, cel puțin, ăia trebuie să fie profesioniști. Ăia sunt diletanți, boccii. Da. Da. Pare rău că trebuie să spun. Da, asta e mișto, cu au înversat Stop War și au scris Raw Pots, care înseamnă oale crude. Da, da. Tare de tot asta. Dar vrei să spun ceva? Vezi că și ei se uitau cumva unii la alții, ziceau, bă, scrie altceva să nebunesc. Poate nu înțeleg eu. Da. Și că se... Bă, la noi în țară se citește de la dreapta la stânga sau la alții? Înțelegi? Da. Na. Sigur că vrem să se oprească războiul, dar... Băi, hai să spun ceva. Pentru mine este aproape clar. Nu pot fi 100% convins, dar eu cred că astea sunt toate chestii planificate. Întâi cu COVID-ul, după aia cu războiul, să vedem ce o veni după război, dacă se mai naște ceva sau mai apare ceva. Este absolut clar că se dorește un fel de apăsare sau de presiune, dacă vrei, asupra întregii planete, a populației planetei. Atunci, uite, mai am o singură întrebare la final. Pe ultimul telefon zice Adriana că l-a spart Ion. Bun. Aici mai avem un astrolog care a zis că a greșit domnul președinte Putin în momentul invadării, pentru că numai un nebun complet putea să atace cu Marte în Capricorn. Acum, eu știu totuși că în Rusia există o întreagă cultură a acestei zone de paranormal. Așa e. Și nu au cred... și foarte mulți ghicitori și exact. Adică stele, nu m-aș mira ca acolo pe lângă în zonele de vârf să nu existe. Dar probabil că aici probabil că domnul Putin nu a ascultat foarte tare, sau dacă a ascultat a zis: "Bă, lăsați-mă cu calculele voastre, că am puțină treabă." Mai bine se oprea. Sigur. Deci, vreau să situațiile sunt grave și prezintă umflătură în anumite zone ale societății. Altceva vreau să te întreb. Ți-ai făcut provizii de ulei? Întreabă pe lunga, nu pe mine. Da, benzina ai stat la coadă să-ți iei? Nu, eu n-am carnet. Ha, 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 ce să vezi. Am provizii de whisky. Deci tu ești pregătit. Dacă te întreabă cineva, să știi că poți să mă recomanzi. Deci, matale, ești pregătit pentru război? Bineînțeles. Adică la nevoie, știi cum e. Fiecare cu departamentul lui. Am muzică, să pot să am și puțină limpezire la creier, de toate felurile, de la muzică lăutărească până la simfonic greu, Wagner, Mahler și așa mai departe. Și dacă pot să fiu și simpatic sau povestitor sau entertainer, I can do it very well. Am înțeles. Deci, doamnelor și domnilor, te invit, alegi pe Tudoreață și pe Oana, că la fel nu are rost. Bă, face ceva frumos. Păi normal. Are și, știu că ai o casă frumoasă. Are și bunker? Că acum trebuie să faci cu bunker. Buncar are, are un buncar. Adică? Un car bun, adică. Am înțeles. Nu întrebați ce înseamnă pățigănește, că s-ar putea să, mă rog, pe limba romanii, că dacă spun pățigănește sunt... Nu are bă nimica, ce e asta? Te rog ce frumos să reformulezi. Dar nu e adevărat, am cerut dreptul să-mi spun țigan, nu rom. Tu ție, dar eu n-am voie să-ți spun. Dacă îți dau eu voie, ai voie. Hai, dă-mi voie. Îți dau. Mulțumesc. Așa. Da, doamnelor și domnilor, îi mulțumim lui Mădălin Voicu. Ca să nu se mai stingă curentul, vă dăm acum o poveste absolut senzațională. O fată superbă
care a crescut în ghetou, un model, o poveste senzațională. Vă rog să o urmăriți cu foarte mare atenție. Ce înseamnă să-ți depășești condiția? O fată superbă, cu niște ochi superbi. Ați mai văzut-o? O să o vedeți chiar acum. Urmăriți povestea Adinei. Nimeni nu e perfect, nici măcar luna nu formează mereu un întreg. Merg prin viață fără. Alina Asavoaie a copilărit într-o casă improvizată, lângă groapa de gunoi de la marginea Bucureștiului. Frumusețea păpușii din glina a ajutat-o însă să aibă acum lumea la picioare. Cum i s-a schimbat viața fetiței care odinioară a îndurat foamea și frigul alături de mama și de frățiorii ei, vă spune tânăra cu chipul de păpușă. Ai o poveste destul de impresionantă în spate. Ce se ascunde sub chipul tău, acesta angelic? Ai început cu un oftat. Se ascunde o poveste dureroasă, să zic așa. Dar când am întâlnit-o pe Cătălina, parcă s-a schimbat totul în rod, să zic așa. Cum ți s-a schimbat viața? În bine. Am devenit cunoscută, am devenit un model, am urcat pe o scenă datorită ei. Dacă nu era ea, posibil să nu fi urcat pe scenă sau să port o rochie plină de paiete, sclipiciuri, pietre și așa mai departe. Totul îi se datorează numai ei. Ai o poveste impresionantă în spate. Spune-mi, ce spune mama ta în momentul de față? Frații tăi. Sunt foarte mândri, adică îmi spune să merg în continuare, gen să țin cu modelingul pentru că mă avantajează, că este o carieră foarte frumoasă, că nu am pierderi și se bucură enorm. Te așteptai să ți se schimbe într-un asemenea mod viața? Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva, adică nici prin gând sau să visez, nu. Îți faci ceva la corpul tău? Cum ai tu grijă de aspectul tău fizic? Pentru că imaginea pentru tine foarte mult contează în acest domeniu. Nu prea folosesc machiaje, nici creme de față, nu prea folosesc nimic ca să nu-mi dăuneze, să-mi apară coșuri sau, nu știu, mici iritații, ceva de gen. Mama ta ce sfaturi îți dau, frații tăi? Să fiu ascultătoare și să trag de meseria asta, pentru că este foarte frumoasă și nu s-au gândit nici ei, bineînțeles. Nu știu, să merg mai departe, gen cu modeling-ul, să ajung cineva, o persoană cunoscută. Îți dorești să devii vedetă? Da. Pe partea aceasta sau să devii prezentatoare peste 10-15 ani? Orice este posibil, nu știu. Deocamdată vreau să continui cu modeling-ul. Nu știu dacă este întrebarea potrivită. Atunci când menționează cineva de povestea ta de viață, îți îngreunează oarecum sufletul? Da, foarte mult. Că mă gândesc gen la trecut, mă gândesc la tatăl meu care a decedat și la cum eram noi înainte. Fetița cu chip de înger, care a trăit în sărăcie, strălucește acum în lumina reflectoarelor. A devenit un fotomodel de top și este admirată de cei din jur datorită frumuseții și ambiției sale, dar și a sprijinului necondiționat oferit de mama sa și de impresara ei, Cătălina. Ai închiriat o garsonieră în momentul de față, din proprii tăi bănuți? Da, m-a ajutat și Cătălina, dar să zicem că din proprii mei bănuți. Știu că dumneavoastră ați ajutat-o foarte mult. Când ați văzut-o prima dată, ce mesaj v-a transmis oarecum chipul său? Un mesaj indirect care trebuie să ajut foarte mult pe această fată? Sau cum? Păi, ai zis deja. Am văzut-o prima dată, mi s-a părut impresionantă frumusețea ei. Am văzut-o pe scena unui festival românesc. Am zis, wow, fata asta chiar e frumoasă. Nu știam despre cine e vorba. N-auzisem încă de povestea cenușăresei. Și mi-a plăcut de ea și mi-am propus și mi-am promis să o ajut. Și practic aia am făcut pe mai departe. Ce înseamnă Cătălina pentru tine? Este ca mama,
este ca mama, este prietena mea, este managera mea, este orice am nevoie de fiecare dată. M-a ajutat mai cu sfaturi, a fost mereu lângă mine, unde eram eu era și ea, unde era ea eram și eu. Înseamnă cam totul pentru mine. Te mai ceartă așa? Normal. Normal, ce părinte nu ceartă copilul? Adică, serios, normal. Și mai ales în calitatea de manager, care e un pic ingrată. Normal că avem mici discuții, normal că avem opinii diferite, mai ales că ea este la o vârstă dificilă, teoretic. Eu am alte opinii, ea vine cu ale ei proprii și personale pe care încearcă să și le impună. Exact ce spuneam mai devreme, avem câteodată și surprize neplăcute, ne mai vopsim, ne mai băgăm un piercing în nas, dar trecem mai departe, colaborarea merge mai departe și încercăm să găsim variante pentru ea și pentru toți copiii din agenția noastră. Știu că ai foarte multe proiecte în afară. Îți dorești o carieră internațională? Da. Să zicem că urmează să merg la un concurs internațional. Am atâtea emoții, nici am ajuns acolo, dar îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri și să apar cam peste tot, să zic așa. Devin, să fiu și așa ca Andreea Costache, să câștig și eu multe titluri ca Sara sau, nu știu, ca Paula. Și o să le urmez și eu pe ele, pentru că Andreea Costache chiar este un model de urmat. Ce reprezintă mama ta pentru tine? E cam sâcâitoare ea, dar nu știu cum să zic, este mama. Adică dacă mă ceartă, o face pentru binele meu ca și Cătălina. Dacă îmi zice ceva, îmi zice pentru binele meu la fel. Adică înseamnă cam și ca Cătălina. Dacă ți s-ar propune o ofertă să pleci de tot din România, ai pleca? Da, da, să plec cu cineva cunoscut care să am încredere în acea persoană, cum ai fi Cătălina. I'm sexy. Doamnelor și domnilor, avem o invitată foarte dragă nouă. Așa cum am trăit mereu. Cine cânta? Jurasem doar că în viața mea. Doamnelor și domnilor, Anca Pandra este aici. Iurie Darie este cu noi, Iura este aici. Ar fi fost ziua lui pe 14. Și evident că ei sunt tot timpul împreună. Pe de altă parte, încercările Ancăi în continuare nu se termină. După ce a trecut prin suferința legată de COVID, după știu, cum vă faceți aminte, am povestit când a fost la cimitir și a căzut și au salvat ochelarii. Acum, Anca, și mulțumim foarte mult pentru acest efort, este cu o mână imobilizată. În viața mea, de ce mi-ai somnul meu? Anca, acum când îl aude pe Iurea, așa cum l-a auzit și dumneavoastră, e foarte greu să vorbească. Prin urmare, o mare iubire, doamnelor și domnilor, și știți foarte bine. La microfon, Anca. Puiuțul meu drag și scump. Da. În amintirea unor... unor aniversări foarte frumoase cu Iura, așa, unor momente foarte frumoase, o iubire și cu absolut... Cristi Brancu, bineînțeles. Și cu Cristi Brancu, e adevărat. Pe care noi îl iubeam întotdeauna și l-am iubit cel... Nu vă supărați, eu... rest... și pe dumneavoastră vă iubim restul colegilor lui, dar... Ne-a picat el așa și cu Ana, ce să facem asta? E adevărat. Pe de altă parte, m-am bucurat și de prezența lor. M-am bucurat că am putut să-i ofer și lui Iurea toate, atâtea premii câte merita, dacă nu erau chiar prea puține. Pe de altă parte, cumva mi-aduc aminte de un premiu pe care l-am dat lui Iurie Darie și a venit Ducul Darie să-l dea, dacă ți-aduce aminte. Și da, cumva da. Acum probabil că stau undeva și se uită la noi și comentează, pentru că și Ducul Darie a plecat, din păcate, dintre noi. Ce se întâmplă cu tine? Ce ai făcut? Păi am tensiunea oscilantă și ori a fost prea mică, ori a fost prea mare. Bine, iau... Unde erai? Cum erai? Ce s-a întâmplat? Eram pe hol. Acasă. Am stins luminile de la curte, am mers spre ușa de la dormitor ca să merg în dormitor și după aceea în baie să fac un duș. Și m-am trezit pe jos.
S-a tăiat filmul, cum ar fi? S-a tăiat filmul. Nu mi-am pierdut cunoștința, ceea ce conștiința... Că n-ai pierdut-o niciodată, dar cunoștința, nu, sigur nu. De câte ori am căzut, mi-am spart și capul, dar acolo nu mai e loc. Am avut și accident de mașină și deci nu mai e loc la cap. Să se mai spargă, nu mai este. Ești tare drăguț. La cap nu. Nu mai încercați că la cap nu se nu poate. Mai e, nu mai e loc. Așa. Și m-am trezit și azi, probabil tensiunea... Durere mare, înțeleg că tot... Nimic! Nu simțeai nimic, nu? Nimic! Nimic! Și am de luat, adică iau pentru tensiune, pentru, cum îi spune, coagulare, iau la... da. Te-ai trezit pe jos, dar totuși cum ai ajuns cu mâna imobilizată? Pentru că m-am tras pe funduleț până în cameră, am pus cotul pe pat și când am vrut stângul nu s-a mai putut. Și cu greu m-am ridicat în picioare, am mers și mi-am luat telefonul și am început să sun. O prietenă, știam că e la Brașov cu iubitul ei, Ilinca era plecată și până la urmă, printre alții, am dat de Dana Ionescu și Dana zic, lasă copilul, lasă-l să doarmă și vino, te rog frumos. Uite ce am pățit, ia un taxiu și vino din Pantilimon tocmai. Și a venit. Eu vreau să te întreb ceva. Zic, tragem de mână și eu nu trag, te îmbrac și mergem la urgență. Acum eu vreau să te întreb ceva. Pentru cine nu știe, Anca și cu Iura stau în foarte mare, deci în vecinătatea spitalului de urgență. 4 minute până la spitalul de urgență. Dacă merge încet. Da. Dacă merge Dacă încet. Dacă mergi ca mine acum. Păi și nu era mai simplu bună ziua, veniți vis-a-vis. Adică nu era mai bine să chem cumva o ambulanță sau să faci cumva? De ajuns singură era foarte greu să ajungi, dar nu era mai bine o ambulanță? Păi dacă chemam o ambulanță, vreau să spun, am chemat într-o sâmbătă și nu mă simțeam bine. Venit un medic foarte drăguț, foarte amabil și a zis, aveți cea mai frumoasă, primul lucru, vă rog să vă puneți masca, doamna Pandrea, ca să vă protejăm, intrăm în multe case. Bun. A avut dreptate. Da. Și am pus masca și eu și era o femeie care m-a ajutat atunci. Zicea ea că mă ajută, dar e adevărat că m-a ajutat. Mi-a furat bani, da, multe. Aoleu. Da, da, aoleu, aoleu. Și zice, aveți cea mai frumoasă icoană pe care am văzut-o. Și m-am uitat pe unul din pereți unde am Sfântul Gheorghe, pupușa mea. Sfântul Gheorghe, și ce nu aia. Aceasta și-a arătat spre tabloul mare al lui Iura. Ce frumos! Da. Unde merge Candela non-stop și unde vorbesc eu cu el și unde... Da. Bun. Au venit prietena, ai ajuns până la urmă la spital? Da, da. La urgență vis-a-vis? Da. Bun. Și ce ai? Ce s-a întâmplat? Care, adică, practic, ai fractură? Ce s-a întâmplat? Fracturată. Umărul, clavicula e fracturată, e făcută praf. M-am lovit în colțul de la o măsuță de pe hol. În cădere? În cădere, da. Și... Acum mi-ai spus că trebuie să stai câte săptămâni? 4 săptămâni. Dar eu când am văzut, întâi mi-au pus fașii și asta și luni mi-a spus doctorul ca să-mi pune orteza, a vorbit la firmă, așa, și zic, păi ce fac, că stau afară? Nu, doamna Pandra, vin eu și vă iau. Și a venit dânsul, mulțumesc mult, domnul doctor Boloș, să fiți sănătoasă. Corect. Și mulțumesc, domnul doctor Boloș Ștefan, cât de blând ați fost cu mine. Eram acolo în spital și îi se închideau ochii de somn, da? Iura al meu, îi se închideau ochii de somn. Așa. Și eu mi-am dat seama, dar n-am zis nimic, normal, când făcea plăcere, stau de vorbă între oamenii aceia, toți suferinți. Și când m-am dus luni să-mi pună orteza, intrăm într-un cabinet cu doctor, cu lume multă și o cunoașteți pe doamna. Și o doamnă spune, inconfundabilă Anca Pandrea. Ai văzut? Zic, mulțumesc mult, doamnă. Zice, nu, dar chiar așa este. Da. Și...
Sunt vânătă, nu vânătă, tăciune. Tăciune? Da, un fel de Victorila. Vai, vai, vai. Da, Victorașul. De sus, sau unde? Cum? În ce, adică pe toată partea stângă, nu? Toată partea stângă și astăzi când mi-a scos Ilinca și cu femeia, care mi-a dat o femeie ei drăguță, să stea că ea pleacă la Paris, v-am spus, da. Așa? Și mi-a dat-o, Ingrid pleacă și ea la Viena și pe urmă pleacă cu Răzvan, cu iubitul ei, merg amândoi la, în Spania. Ingrid a fost așa și mi-a dat cu aspiratorul. Ăla e mic, lasă că l-aduc eu pe al meu. Cu taxiul, cu unul mare. Prietenii sunt alături de tine. Da, da. Bun. Spuneai mai devreme că ți-era frică că o să pierzi mâna? Da, pentru că este tăciune. E Victor până... Și astăzi când mi-a dat jos ăsta, este până aici și sânul este negru deja. Și mi-a spus că o să duce în jos și că ușor e mai puțin acum sus și se duce. Doamnelor și domnilor, o mare încercare. Nu foarte mare, foarte grea. Foarte grea. Dar trebuie să faci ceva cu reglarea tensiunii ca să nu mai pici. Păi da, am atâtea medicamente. Sunt plină de Știți ce de medicamente am? Și multele nici nu... Am umblat cu Victorila noaptea aceea. Așa? Până la două noaptea. Ca să căutăm... Niște o farmacie non-stop, afară de cea de vis-a-vis de urgență, care n-aveau medicamentul acela. Mai este una la Spitalul Grigore Alexandrescu, ați fost acolo? N-am fost acolo, că se uita el pe Google și până la urmă l-am găsit, am găsit farmacie, nu știu ce, și zic, ia să scriu eu doamnei doctor Mehic, dacă... Și mi-a răspuns, sub nicio formă să nu luați așa ceva, pentru că luați anticoagulante. Și am spus la mine, nu dând, domnul doctor. A, și m-a dus să-mi facă radiografia. Pa-na-na-na! Ce? Și m-așează la mână. Și m-așează tot acolo. Ei, drăguțiu, iubirea mea! Și-a? Și? Și nu mergea aparatul. Doamnă, nu merge, a umblat ar fi, omul ăla. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Dacă plâng, mă liniștesc greu, știi? Așa că mai bine... Doamnelor și domnilor... Și nu stai să te mici. Și spune, zice, eram pe căruț, știi? Luați loc și vorbește la otopen și să mergem la otopen acum? Și nu, dumneavoastră. Noi mergem la chirurgie. Ce să caut la chirurgie? Ci nu, acolo merge aparatul. Doamnelor și domnilor, nu era comedie, era o felie de viață. Mai stăm un minut după pauză, vreau să știu ce a făcut Anca de ziua lui Iura. Stați cu noi. Doamnelor și domnilor, în ciuda unei situații extreme prin care a trecut, Anca Pandrea, am râs ceva fantastic. În primul rând, știți că este ziua internațională a somnului astăzi, așa cum v-am spus la începutul emisiunii. O să avem niște băieți cu care o să râdem tare astăzi, apropo de ziua internațională. Mai tare decât cu mine? Nu există mai tare decât cu tine. Mulțumesc. Așa. Deci, vreau să vă spun lucrul următor. Să uită, Anca, zice că, băi, vrei să dormi? Anca, dar tu dormi? Din când în când. Nu te cred așa, nu par genul care să dorme așa, adică... De-am boule, acum se zice popular. Pe tine, da, cum ar fi. 14 martie, puiul pentru meu. Un minut aș vrea să vorbim de ziua lui Iura. Puiul meu, da. Zi ziua lui. Zim de ce ai făcut de ziua lui, la ce te-ai gândit de ziua lui, dacă ai mai primit vreun mesaj de ziua lui. De ziua lui Iura am... A fost la altă televiziune, nu e voie să spui. Așa. După câte știm. Așa. Deja eram handicapată jumătate de corp, cu orteză și cu tot. Am primit un tort. Bravo. Eu așteptam și niște flori. Știi de ce? Pentru că puiul meu nu mai are flori, trandafirii aceia albi s-a uscat. Da. N-am primit flori. Asta e. De ce n-a spus, mă, că luam fetei flori, mă? N-am știut, uite, vezi, noi trebuia să ne informăm. Data viitoare venim cu flori și pentru tura asta și pentru tura trecută. Păi da, stai că Iura nu lucrează în ture. Lucrează non-stop, deci îmi trimit zilnic. Aia e. Cum mă dai, cum mă întorci, ai treabă de făcut. Da. Mă bucur foarte mult că, repet, în ciuda acestor încercări, ești așa cum te știu, adică
și cum de altfel ai reușit de-a lungul atâtor ani să-i faci viața lui Iurea și mai frumoasă, pușa și mea mai lungă. Cred că ți se datorează lucrul ăsta. Mea, iubirea mea. Da. Doamne, ce superb cântă. Da, ce superb cântă. Da, și pentru cei cărora le este dor de Iurie Darie, urmăriți canalele de televiziune, pentru că nu știu cum faci, cum întorci, că dai de Iurie Darie tot timpul. Ba pe cine maraton, ba pe alte posturi de televiziune. Dar să vezi ce o să dai după aia, care Iurie nu mă rusesc. Stai o clipă. Hai că ai fost bună! Hai că ai fost bună! Zi Iurie Darie, bine să te obișnuiești! Da. A fost așa drăguț. Măi, a avut un eveniment foarte frumos maestru Horia Moculescu și îi zice fiicei lui Nidia, știi, ca să suie pe scenă, ci că Nidia, idisiu da, că se poartă acum, știi? Adică i-a pus idisiu da, că se poartă acum. Da. O iubire foarte mare, doamnelor și domnilor. Îi mulțumesc foarte mult Ancăi pentru această apariție absolut senzațională. Mă bucur că ești în formă. Vă pupăm, vă iubim și ne mai vedem. Să mai dau puțin căldura. Aștept florile. Dar nu, da, promisiune e promisiune, dragă, nu se pune problemă. Păi da, când? Zi repede. Trebuie să vorbești la producție. Stai că calculez acum. Îmi dă cu perioada acum când calculez, dar îți spun. Deci, nu știu, când cum dă puțină căldură, pac, am apărut și cu florile. Poate facem un live. Păi facem un live, dar să-mi pun o rochiță mai dezbrăcat. Doamnelor și domnilor, păi atunci trebuie să așteptăm să scoți asta ca să fii și tu în formata care te-a consacrat. Trupească normală atunci când eram cu Iura. Așa este. Doamnelor și domnilor, o iubim pe Anca Pandra, îi mulțumim foarte mult. Acum, și eu vă mulțumesc cu drag, și vă iubesc. Mergem acasă la Ornela Pasăre, care are o casă extrem de interesantă. Colega noastră, Simona Stănu, este în pat cu Ornela Pasăre. Ce vor? Sau este canapea? Fie pat, fie canapea, fie scaun. Simona, ai legătura. Bună ziua, Cristi, bună ziua, dragilor, pentru că astăzi este ziua mondială a somnului, am zis să o punctăm așa cum se cuvine și de unde putea mai bine decât din dormitor și nu orice dormitor, ci cel al Ornelei Pasăre, îndrăgita interpretă de muzică populară. Ornela, bună ziua! Bună ziua, te pup, Cristi, pup toată echipa, sunteți minunați, mă bucur că ați venit la mine acasă. Îți mulțumim că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc. Dacă tot vorbim de somn, cam câte ore ai reușit să dormi aseară? Noaptea trecută m-am odihnit, să știi, dar de obicei nu mă prea odihnesc. Pentru că sunt obișnuită de la evenimente, chiar dacă n-au mai prea fost evenimente în ultima perioadă din cauza pandemiei, am rămas așa pe ritmul vechi, să dorm doar câteva ore pe noapte sau să adorm dimineața. Să știți că eu nu prea sunt matinală și de câte ori prin să dorm, păi dorm. Mie îmi place foarte mult să dorm, ador acest lucru. Și în ce ținute îți place să dormi? Dragă mea, în ținute cât mai legere, cât mai sexy, de ce nu? Ai putea să ne și arăți? Da, de ce nu? Cum are drag. Îți mi-e frumos. Cu mare drag. Și uite, vezi ce pat mare și confortabil am aici. Da, am înțeles că e cu memorie, salteaua, e foarte confortabil. Are dragilor memorie. Deci știe cine se așează în acest pat, știi? Această saltea. Ia stai să deschidem puțin dressing-ul. Ia uite, să vedem noi ce ținem aici. Orsul de regulă. Ce poartă toate fetele? Deci roșu. Îmi place foarte mult roșu, să știi. Este culoarea iubirii și mă simt eu bine. Foarte frumos. Da, vezi, este o lenjerie destul de comodă. Stai că mai avem ceva aici. Bine, am mai multe. Nu prea îmi place să dorm îmbrăcată gros. Am impresia că mă sufoc cumva și atunci aleg să dorm cât mai lejer. Văd că ai și o mulțime de, după ce ne mai arăți din... Și acest hapodel. Da, foarte frumos și acesta. Mm-hmm. Și o mulțime de costume populare, dressing-ul, văd că e încărcat cu așa ceva, este... dar dacă poți arăta un picuț. Cu tot dragul. Unul dintre sunt cele mai dragi costume. Mele, costumele populare. De acest costum este foarte vechi, are 150 de ani. L-am primit. Am primit multe de la străbunicile mele, de la bunicile mele și le mulțumesc tare mult.
pe această cale. Uite și tu cât de super. Și acesta cred că este și greu. Este manual. Și uite, pune mâna puțin să vezi cât de greu este. Da, are vreo câteva kilograme. Eu să știi că la cântări slăbesc, pentru aceste, unele din aceste costume cântăresc foarte mult și atunci, da. Vedeți ce frumoase sunt? Eu și la mult să știi, de câte ori am ocazia, îmbrac ea. Îmi place să mă îmbrac și să promovez cât pot portul popular, ia populară. Ia să punem aici. Uite, o ie la care eu țin foarte mult și am primit-o de la o doamnă de la Craiova și îi mulțumesc. Este foarte frumoasă și la fel foarte veche, deci tot ce am aici sunt adevărate comori. Sunt cusute manual. Din pânză topită, foarte frumos. Orela, voiam să te întreb dacă toți suntem la tine acasă, dacă ne permiți să mergem și în celelalte locuri, dragi supletului tău? Și nici nu se pune problema. Vă rog. Arată-ne tu un alt loc în care tu ți încarci bateriile și care ți este foarte drag. O, da, bine, eu mă simt foarte bine în toată casa, ca să zic așa. Ador această casă. Eu mai am și altă locuință, atât în București cât și la Gorj. Însă această casă este prima mea dragoste și aici mă simt cel mai bine. Și palada că am, sau tot în acest apartament. Aici mă simt eu bine, aici mă regăsesc, aici mă liniștesc. Și uite, mi-am luat o fântână foarte dar numai când aud sunetul acestei fântâni mă relaxez. Poate sunt undeva în natură, acasă la mine la Gorj și îmi dă această stare de bine. Te-a ajutat cineva să decorezi casa sau cum? Să știi că singură mi-am decorat casa, n-am apelat la niciun designer, am zis că vreau să îmi fac casa exact așa cum simt și cum îmi place mie. Și așa ar trebui să facem cu toții. Așa este cel mai mic felicitări. Da, acasă trebuie să ne simțim cel, mulțumesc frumos, să ne simțim cel mai bine. Dacă acasă nu ne simțim cel mai bine, unde în altă parte? Așa, lasă-mi. Uite, dimineața când mă trezesc, îmi beau ceaiul, când am timp, că de obicei plec pe grabă și decât să mă trezesc o oră înainte, prefer să mă trezesc o jumătate de oră înainte și să mai dorm, știi? Și atunci beau ceaiul mai târziu, nu-l beau dimineața. Voiam să vă arăt în ceva dacă le pot filma și da, colegi. Noi ne uităm la voi. Da, eu întotdeauna mă uit la emisiunea lui Cristi. Este o emisiune foarte frumoasă și când sunt acasă nu ratez, să știi, pentru că vedem foarte multe lucruri interesante și felicitări. Îți mulțumim din suflet că ești un telespectator fidel. Văd aici Ornela și un altar plin de icoane. Povestește-ne un pic despre... Să știi că, uite, eu aici mă rog foarte... Bine, și în dormitor am un altar de icoane, dar cea mai mare parte aici mă rog în living. Mi-am făcut cumva colțișorul meu de rai. Așa mă simt eu bine. Uite, de câte ori merg la o mănăstire, la o biserică, simt să cumpăr măcar o iconiță. Știi, să o aduc în casa mea și sper la un moment dat să mă ajute Bunul Dumnezeu să îmi fac un adevărat altar. Să am o cameră plină doar cu icoane, să fie camera în care doar intru să mă rog și atât. Ai un sfânt anume care simți că te ajută în momentele grele? O, da. Sfântul Efrem cel Nou. Bine, cu toți sfinții, pe toți sfinții simt aproape și mă rog lor, însă cu Sfântul Efrem cel Nou am o legătură aparte și chiar face minuni, să știi. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung la moaștele acestui sfânt și am ajuns. Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns și în Grecia, la Ioan Rusul, la Sfântul Nectare, la Sfântul Efrem cel Nou. Am ajuns în Ierusalim, unde îmi doream. Eu ador acele locuri din Ierusalim. Mi se fac niște locuri superbe și oamenii de acolo ne-au primit foarte frumos, niște oameni minunați. M-au făcut acei oameni din Israel, draga mea, să mă simt ca acasă la mine. Am fost bine primită și îmi doresc din tot sufletul să mai ajung în Țara Sfântă, la mormântul Mântuitorului. Așa să-ți ajute Dumnezeu, Nena, și Doamne, să te întreb, pentru că se apropie Paștele, văd aici ca și un colțișor, o masă, unde... Păi să te întreb, cu cine ai de gând să iei masa de sărbători, ce preparate și să ne arăți și un pic din bucătărie, dacă vrei. Da, cum să nu? Draga mea, sincer, îmi doresc din tot sufletul să fac Paștele cu familia. Eu sunt o familistă convinsă, voi știți acest lucru și mi-ar fi imposibil să stau departe de familia mea, de Paște, de sărbători în general. Și soțului tău ce vrei să-i pregătești de Paște? Păi, sarmale, uite, lui îi plac foarte mult sarmalele. Și sărmăluțe tradițional. Să știi, mâncăm și fructe de mare, ne place foarte mult și peștele, ne plac foarte mult creveții, ne plac scoicile, însă bucătăria tradițională este pe placul sufletului nostru, ca să zic așa.
Uite și că mai fi prins aici cu e o farfuria cu ciocolată. Da, știam că tu ții post. Draga mea, da, țin post. Să știi că am făcut foamea până la ora aceasta, că am stau nemâncată de câte ori post, încerc să țin și post negru pentru că mă ajută foarte mult, dar să știi că această ciocolată este de post. Deci, fără lapte, fără ouă. Fă și un espresso, deci dimineața când te trezești. Da, uite, fresh-uri de câte ori pot. Am renunțat, să știi, la dulciurile, cum să spun eu, acestea cu mult zahăr. Merg foarte mult pe natural. Am renunțat la sucurile din comerț. Îmi fac singura de câte ori pot. Limonadă, fresh-uri, să știi că mă simt senzațional. Senzațional. Uite, avem aici zacuscă făcută de mama mea, de bunica. Este zacuscă de la Gorj, da? Da, mâncăm, că astăzi este post. Da, ți-am zis, până la ora aceasta n-am mâncat mai nimic. Ornela, îți mulțumim din suflet că ne-ai primit la tine acasă. Cu tot dragul, oricând sunteți bine primiți în casa mea. Și, dragilor, ați văzut că noi ne-am îmbrăcat și cu confort tematic, și pentru că știți voi ce urmează în platou un pic mai încolo. Revenim la voi. Da, doamnelor și domnilor, mulțumim, Ornela, pentru faptul că ne-ai primit. Urmează o trire ca între băieți, așa, până atunci mai băgăm o fată ca să fie bine. Nicoleta Anucă! Nimeni nu-i perfect, nici măcar luna nu formează mereu un întreg. Merg prin viață fără urmă de regret, fără regret. Bună, Nicoleta, te-am întâlnit la un frumos eveniment de beauty. Vreau să te întreb, cum te pregătești tu acum pentru primăvară? Ce schimbări faci la tine? Bună, nu fac schimbări în principiu, cumva, dar mă bucură mereu când vine primăvară, nu știu. Simt că începe, că reînvie totul cumva, că revine la viață și mă bucură foarte mult. Eu ador sezonul cald al anului, primăvară-vară. Pentru mine ar trebui să fie mereu doar primăvară și vară. Atât nu-mi place iarna deloc, deși sunt născută iarna. Și nu prea fac schimbări, adică nu cred că fac neapărat niște schimbări. Probabil mă gândesc un pic mai mult la momentul în care va trebui să pun costumul de baie și atunci am un pic mai multă grijă la partea asta, intensific antrenamentele, revizuiesc poate un pic alimentația, dar nu sunt nici obsedată în privința asta. Sunt destul de relaxată, aș spune. Ce schimbări vrei să faci în ceea ce te privește anul acesta? Da, sunt pro-operații estetice, cu măsură, bineînțeles. Atâta timp cât asta nu-ți schimbă în totalitate fizionomia sau corpul și nu sunt lucruri ireale, nu știu, absurde poate. Anul ăsta nu cred că mi-am pus vreun target, nu știu, să fac ceva. Cred că mai degrabă nu. Poate rămân pe zona de tratamente faciale și corporale pentru a ajuta corpul, dar nici de cum să ceva schimbări radicale în ceea ce privește fața și corpul meu. Cel puțin momentan. Mai încolo vom vedea cu anii, că na. De întinerit nu întinerim, din contră. Dacă ar fi să renunți la muzică, ce anume ai face? Ce altceva? Ce alt domeniu te-ar atrage? Oleu, cred că domeniul de beauty mereu m-a atras, zona de, nu știu, de make-up, sau chiar și business în zona, dar oricum în zona de beauty, produse de îngrijire, de make-up și așa mai departe. Bine, mă mai atrage foarte mult zona în ceea ce privește de animalele, dar pentru că n-am făcut facultatea de veterinară, eu ar fi un pic mai complicat. Dar mă bătea la un moment dat gândul să intru la facultatea de veterinar, pentru că sunt o mare iubitoare de animale, extrem de mare, și cred că trăim încă într-o țară în care animalele nu sunt îngrijite suficient. Adică încă rata de abandon animalelor este extraordinar de mare, cea de maltratare și ucidere animalelor iarăși este extraordinar de mare și pentru mine acest lucru este inadmisibil. Și atunci cred că mi-ar fi plăcut să activez în zona asta, să pot să lupt cu acești criminali care nu-și merită locul sub soare. Dacă tot a trecut luna iubirii, cum a fost așa cu tine și cu iubitul tău? Cum este relația voastră? Se consolidează așa de la o zi la alta? Și pot
ce aș putea să spun despre o relație care deja și-a pus, aș spune eu, un pilon foarte important în mersul ei, Logodna, și atunci ce aș putea să spun că nu n-ar fi bine, din contră, este foarte bine, cu fiecare zi ne cunoaștem tot mai mult, ne dăm seama că ne potrivim în foarte multe lucruri, că în cele în care nu ne potrivim, ne completăm și este foarte bine. Na, ce aș putea să zic? Stabilit vreodată pentru o nuntă, vă doriți să fie anul acesta? Sau? Nu, n-am stabilit niciodată exact. O lăsăm din mers, ne bucurăm de relație așa cum este și ceea ce ne dorim noi în momentul de față este un pic mai greu de realizat și oricum o vom stabili nunta și toate detaliile în momentul în care vom simți că este momentul potrivit. Hai că m-am repetat cu momentul ăsta de 1000 de ori. Vreau să te mai întreb, când te vezi tu mămică? Nu prea mă văd. Nu, cel puțin nu prea curând. Nu mă încântă momentan acest lucru. Momentan încă foarte mulți ani cred că o să se întâmple asta. Adică nu mă văd în rolul de mamă prea curând, dar cu siguranță la un moment dat se va întâmpla și asta. Și ce știu cu siguranță este că aș fi o mamă foarte bună și foarte implicată, foarte dedicată, poate un pic prea dedicată, și atunci cred că și din moment motivul ăsta cumva împing acest pas, pentru că știu că sunt genul care ar renunța la restul lucrurilor din viața ei, cel puțin o perioadă, pentru a-i oferi acelui copil absolut toată iubirea din lume. Și în momentul de față nu sunt încă dispusă să fac sacrificii în ceea ce privește cariera, poate, sau libertatea personală și chiar și relația de cuplu. Se schimbă foarte mult în momentul când apare un copil și cred că încă ne dorim să ne bucurăm unul de altul și să nu șeruim asta cu o altă ființă. Ești la muncă, mă, doamnelor și domnilor. Azi este ziua internațională a somnului. M-am îmbrăcat de scandal, pentru că în acest moment o să vedem exact cine cum doarme, pe cine și cu ce. Avem 3 cetățeni cu care o să stăm aici și o să povestim că băieții, că fete am avut destul în emisiunea asta. Doamnelor și domnilor, Dan Cruceru, Rareș Varniote și Rolflo. Doamne, iartă-ne. Doamne, uită-te la mine în viața mea. Doamnelor, gata, domnilor, platou. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ia vă rog să luați loc, v-am dat aici, dacă doriți puteți să stați pe jos, pe unde doriți. Ia-l mă pe ăsta mic. Stai acolo. Ăsta micu, știi cum e? Dă-mă, tată, bună dimineața, hai, trezește-te. Așa, la școală. Unde? Hei! Trebuie să-ți agate. Bă, aici! Hop! Haide! Nu, e... Aia e treaba. Uită-te un pic la el, nu. Băi, uitați-vă, deci face toți banii. Rareș este de acolo. Vreau să știu dacă acasă așa dai dovadă că te întâlnești cu fata. Normal că nu. Nu așa, așa. Ia, doamnelor și domnul la 2-3. Tanta, da? Când te trezești, se vede super, nu mai puțin să... Ia, așa, 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 dai, du-te. Ție, ia uite, băiat! Gata, s-a culcat până foarte frumos. Vă rog să luați loc, care pe unde, care pat, care e jos, care, uite, aveți perne aici. Bă, băieți, băi oameni. Deci, este ziua internațională a somnului, care o dormi ăla, cine zice ăla e. Băi, noi am zis așa. Neinvitat, am zis să răspundem provocării cu mare drag. Așa. Eu sunt în căutarea unui somn bun, exact, de vreo 10 ani de când sunt părinte. Deci, prea mai clară. Și am înțeles că la tine, pe canapeaua asta, s-ar dormi bine. Dar e cam mică așa, adică... S-a dormit, dar nu eram de față. Iar în emisiune n-apucă lumea să adormă. Ba, zice, ce are, bă, ăsta? Parcă e pe baterii. Deci acum aș vrea să vă întreb așa, de exemplu, că suntem ca între prieteni, așa. Dați-mi, așa, să povestim așa. Ia uite-l, bă, băiatule. Hai, mă, cum așa? Kinky, bă, băi.
Ai luat jucăria de la gura copilului, lasă că te știu eu pe tine. Deci, da, uitați, iar Ralf... Zi-mi că nu i-am luat... Uite-te la el, parcă e măicuță de-aia, uitați-vă la ce față are, da? Măi, mamaie, nu e. Nu-i mamică, nu e. Spuneți-mi și mie, de exemplu, dacă în visele voastre, atâtea câte au fost, dacă ați visat vreodată o vedetă și v-ați visat cu ea făcând... Uite să înceapă... Uite să trezi, Rariș, când auzi asta. Zic, cu cine te-ai visat, mă? Ia zi, mă, vedetă, nu știu, nu cred că... Poftim? Cu o vedetă, nu prea mă... Nu? Uite, o să-mi pun în plan treaba, să vezi, nu m-am gândit. N-ai visat? Nu te-ai visat? Mamă, deci eu răspunzând la poate asta... ce m-am gândit, nu știu. Mă, e post, nu mă minți acum. Cu vreun fotbalist, cu așa am visat, că după fotbal înțeles că te-ai visat cu un fotbalist. Ce zici tu, nu... Atunci zic cu cine... Nu în zona aceea. Dar zic cu un fotbalist, cu cine te-ai visat? Cu cine te-ai visat? Cu Hagi. Cu Hagi? Și ce făcea? Jucam o pasă acolo, îți dai seama. Aha. Și când m-a trezit... Sau cu ăla mare? Cu ăla micu sau cu ăla mare? Cu ăla mare, cu ăla mare. Nu, poate să nu știu de ce toată lumea încă se visează cu ăla mare, ca să zic așa. Domnul Dan, dumneavoastră, cu cine v-ați visat? Tu vrei să răspund pe bune la întrebarea ta? Dacă te lasă să ies definitiv din zona acum mea de confort, dacă exact. Tot am venit îmbrăcat așa, măcar să dau din casă tot. Zi. Băi, acum, începând cu vârsta de vreo 12 ani, am tot visat de-a lungul timpului. Se pare corect. Și? Nu? Așa. Păi nu știu. Dă drumul la listă. 1. Prima pe listă cine? Angelina Jolie, nu? Bă, nu e rău. Începe bine. Așa, mai așa. Târziu cine? Megan Fox. E bine. De aici, de pe Românica, ai visat ceva sau s-a prescris? Mă, de aici, de pe Românica, știi, ajunge nevastă mai mare. Așa, am înțeles. Dacă visezi în străinătate, e ok, nu se numește... Mai departe. Domnul Ralfo, dumneavoastră? Eu, sincer, l-am visat pe Bruce Willis. Și ce făceai? Actorul. Și mă luptam cu el acolo, mă... Și ce era el la rău, nu? Înseamnă că luai bătaie și mureai la sfârșit. Nu, am uitat, dar... S-a trezit la timp! Da. Exact când era bătut Bruce Willis, atunci s-a trezit. Când a dat el visa, când se dea ăla, s-a trezit. Măcar foarte tare. În vis m-am întâlnit cu el, măcar atât. Deja a fost bine. Da. E în regulă. Bun, mai departe. Următoarea întrebare. Yeah. Vi s-a întâmplat vreodată să vă treziți și să nu știți unde sunteți? Da. Ia zi, Rariș, bine, mai ales după ce vei apă. Din ce cauți? Vei tot de apă. Păi las-o acolo de treabă. Dar câtă apă poate să bea? Da, și m-am trezit și... Bine, nu că nu știu unde ești, nici nu știi cum ai ajuns acasă. Acolo e problema. Că știi că ai plecat undeva și te trezești acasă. Și zici, opa... Da. Cine, cum, unde... Da, e, a fost, am avut o... Da? O poveste de asta foarte frumoasă. Da, și am început să sun. Așa. A fost cu tine seară. Știi cum... Așa? Nu. Următorul. Până am aflat că m-a adus cineva frumos. Am o poveste mișto de la celebrul impresar Aurică Mitran, care era prieten cu băieții de la Compact. Și a fost așa o peție de asta fantastică și vreau să-l ducă pe Leluț Vasilescu acasă bateristul, dar nu mai putea să... Da. Zic, mă, unde stă? Și a luat, că, domne, hai să vedem ce scrie pe buletin, că teoretic e unde e buletin. Și el făcea numai, mizale, nu! Și nu înțelegea de ce. Era buletin de câmpia Turzii. Să te duceai, frățioare, adică... Exact. Era, înțeleg? Așa toți am pățit-o când te duci în taxi și spune, unde mergi? Acasă. Acasă, dar unde? Sau o tare cu buletinul, am pățit cu poliția. Mai eram de traversat, deci era strada și blocul. Și mă oprește poliția. Legitimă, unde stai? Acolo. Domnule, buletin. Nu auzi, mă, nene, că stau în chiar în scara acolo. Da, știi cu e, că organul nu te crede că e intransigent, știi? Adică nu te pui. După aceea ce faci, glumești. Exact. Asta în program. Dan, ți s-a întâmplat vreodată în studenție? Că am avut cu toții de-ale tinereții valuri, nu? Am făcut câteva petreceri de pomină, țin minte, în facultate. Aia. Așa. Am avut o petrecere monstru. Eram într-o garsonieră destul de mică și eram vreo 40 de persoane. Viață. Și distanțare socială și fizică, da. Nu, distanțare de la respectivă. Uite așa, ca sardelele. Unul pe conservă, se ia conserva, se bagă sardelele. În anumite staturi să mai stătea și așa, știi? Și atunci era loc, da. Și țin minte că...
virgulă, cada devenise frigider. Da. Mi se pare corect. Ca povești, știi? Adică, multă gheață și de toate în cadă. Da. Foarte frumos. Asta era că îl plăcea, de exemplu, Adrian Păunescu la cenacul flacăra pe Cristi Minculescu. Știi, și la un moment dat făcea control să vadă dacă bea cineva. Și la un moment dat intră, se uită în cameră, aici nimic. Deschide cada plină cu sticle de bere. Aici nimic. Și merge mai departe că găsia. Aici nimic. Așa că, din punctul ăsta de vedere, apropo de asta, eu mi-aduc aminte, eram în anul din de facultate la instalații, pă, tot așa o beție terminat, deci cumplit, cu niște băutură proastă. Era pe vremea aia. Bă, mă trezesc pe canapea, nu știu cum ajunsesem acolo, și îl văd, eu cred că era gazda, prietenul meu Dum. Și vorbesc așa cum era, ce pana mea faci? Se întoarce, era taicu-su. Bine, mă, ce faci? Dumneavoastră, domnul Ralflo, v-ați trezit la un moment dat și nu știați unde sunteți? Da, mi s-a întâmplat o singură dată, atunci pe vreme când eram cu sticlă bine de tot. De și m-am trezit în spital, de fapt, și nu știam că sunt în spital. Atâta tot, de atunci n-am mai băut, așa că n-am altceva. Ați trezit în spital? În spital, da. Da, a fost. Și aveai ceva sau? Avem de toate. Am avut de toate. Dar de ce erai în spital? Că... Am băut atunci, știi, a fost un pariu cu niște prieteni, am băut o sticlă de whisky, shot, așa știu, am shot, bap. Da, s-a dus spre... Îți garantez adică că... Adică mai bea omul, da, da, după... o sticlă adică de whisky. Adică mai așa prețioare, fără pauză. Am aflat doar după 2-3 zile, că, când m-am trezit, că eram la spital, știi, deci a fost... A, și de atunci... De atunci l-am mai băut. A ieșit de la activitatea competiției. Una a făcut frățioare, știi? A fost olimpiadă. Băi, bine că ai învățat ceva. Da, e clar, da. Noi nu ne-am învățat. Da, e bine. De ce? Noi suntem încă bine. Da, știi că era... Maestru Gheorghi Dinică, da. Se duce cu maestru Nicu Constantin la munte. Domne, ne ducem, avem cazare la munte, să ieșim și noi la aer. Intră vineri în cârciumă, duminică pe la prânz să iese, știi? Aha. Ajunge în cameră, maestru Dinică deschide și zice: de-aia îmi place bie la munte, alt aer. Și nu ieși să gândi în cameră. Alt aer, mă, excepțional. Da, bun, da. Foarte frumos. Deci știm cu cine v-ați visat. Dar... care a fost cea mai lungă perioadă în care n-ați dormit? Dar nu e pe invers, înțelegeți, cu ziua somnului, dar le zicem pe invers. 72 de ore. 72 de ore? Da, 72 de ore, dar eram absolut zombie după aia. Mi se pare corect. Da, eu cred că am luat 3-4 zile. Mâinile, mai știu, am ceva de muncă. De muncă, nu? Dar nu știu de ce, că am senzația că toată lumea care nu doarme foarte mult, așa, eu tot așa mi-aduc aminte, am avut un proiect la revista VIP când eram pe vremuri și trebuia să facem o broșură pentru nu știu cine în 48 de ore și nu dormisem și înainte. Și mergeam pe stradă așa, vedeam că ai vers pe pereți. Adică, dar de la pe ține culcăm la un moment dat. Dumneavoastră, domnul Rareș... Eu tot nu, cu muncă nu țin minte. Bine, la studio mă stai când stai, două zile. Dar așa cred că mi-aduc aminte vreo 3-4 zile, cred că am rezistat. Dar era mult mai înapoi când se putea rezista. Da. Adică era la mare, simțeam că e turneu, că mergeai în club, te veneai periflajă, n-a puteai să dormi, că dacă dormeai, te trezeai cu o farsă, ori te arunca, ori dădea foc între degete, nu puteai. Să doar că era cu stres. Ți-au făcut astea? Da, da, da. Adică ce ți-a făcut? Și cu hârtia, că adormeai, era da? La salvamare, era jos DJ și sus salvamare. Și m-am băgat și eu acolo, m-am ghimuit să nu iesă piciorul cumva. Îți dai seama, ai adormit și a ieșit băiatul. Da. Și am ieșit și m-am băgat o hârtie între degete și a dat foc. Da, da. Și s-a trezit direct. Unde? Da, de băiatele. Foc, da. Foc, e sau fum, am mai trecut de o minună, da. Foarte bine, foarte bine, foarte bun. Eu tot așa, cam două zile maxim a fost, mai de mult. Atunci când ai intrat în spital a fost pe scurt, așa? Acolo a fost, trei zile, dar trei zile în cosmos chiar. În cosmos? În cosmos. A, tu erai ca la cu bilă, cam bancul cu bilă, da, tăcea o bilă pe cer? Da, da. Tot așa, da, cam două zile unde am stat nedormit și am adormit într-o zi, așa, tot cred. Și cu bală, cu de toate. Dai seama că nu mai știi nimic. Deci... Cum se spune, cu limba pe umăr, ca exact, să zic așa. Exact, da. Exact, da. Băi, nu, dar când se somn, dormi, tată. Eu am, după o perioadă dintre asta, pot să dorm și cu capul pe boxă. Poate să sune foarte tare. Uite, eu nu mai totul am în jur și n-am. Nu, nu mai poți. Nici eu nu mai pot, adică dacă eu, acum, probabil că din cauza meseriei de noapte pe care am avut-o, care nu e meseria lui Rareș, de exemplu, să pună muzică sau să cânte ceva, de la televiziune, că de acolo exact. M-ați văzut, eu-s dereglat, eu fără pastile nu pot să dorm. Eu nici cu. Nici cu? Am încercat și nu să pot. Și ce faci? Stau până adul, la 7 dimineața. Te-ai campan cu chinezul, dar cu ce nu ai încercat? Exact. Că dropuri în urechi ca să nu așa. Nu, nimic? Și nu, nu merge.
trebuie să mai caut. Am de astea, dacă sunt preobosit și n-adorm când e treaba aia, când te iau un pic somn, nu sare și nu dorm iar. La un moment dat era tot așa în perioada în care puteam să dorm, căutam soluția și vine un domn după vremuri unde lucram și a zis: Cristi, încearcă cu o țuică. Bă, în prima seară, uns! A doua seară, cred că a început să-mi plac. Exact. N-am mai dormit. A treia seară, zic, bă, trebuie să schimb metoda că începe să-mi plac. Doza. Aia. La mine s-ar putea să repete doar. Nu încearcă cu o țuică. Bă. Nu, mă. Încearcă cu o țuică. Nu. Încearcă cu o țuică. Domnul Paripit, dați-vă un pic. Ai trebuit domnul Lup. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, cum făcea celebrul actorul Gheorghe Cozoriș ciorbă de pui, știți cum era, nu? Curățăm legumele și ne mai luăm 100 de vot. Bot, după care mai luăm părbărțea și mai luăm 100 de vot. Că și după vreo 7, că și pui, da. Păi pui, nu mai pui, că ai mai... Ai între ore. Da, exact. Da. Pauză, ne întoarcem. Oleu. Băi, trebuie să... Neapoi avem să facem o cântătură în viața mea, dar fost așa. De ziua internațională a somnului nu aveți voie să dormiți, mai ales când este principalul buletin informativ al zilei, prin urmare Focus 18. Andreea Berecleanu este cu noi. Bun găsit, Andreea! Cristi, bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Situație incredibilă în orașul Mariupol din Ucraina. Armata rusă a luat ostatici pacienți și medici din spital. Îi folosește drept scut, spune viceprimarul orașului. La Kiev, aflat în carantină, bombele au început să cadă peste blocuri. Vorbim despre acest subiect în câteva minute. Vladimir Putin a fost numit criminal de război de către Senatul American. Tribunalul de la Haga decide care sunt acuzațiile ce se aduc Federației Ruse. Se înăspresc și sancțiunile aduse Rusiei. Vorbim imediat la Focus despre acest subiect. Avem acum o informație de ultimă oră. Un cutremur de 7,3 a zguduit Japonia, mai exact zona din apropierea centralei de la Fukushima. Nu au fost raportate victime până acum, însă sunt alerte de tsunami. Revenim cu acest subiect în câteva minute. Cu acestea, dar și alte informații, vă aștept la ora 18 la Focus. Cristi. Mulțumesc foarte mult, Andreea. La noi n-a fost... Bine... Dacă era pe să bei una mică, ți se ai uneori ai senzația că vine cu tremurul, exact. Dar nu chiar așa. Vi s-a întâmplat vreodată, suntem de ziua internațională a somnului împreună cu stimații mei invitați, Dan Cruceru și băi, deci mască cu puf, mă, adică nu vă supărați, colegul are gusturi bune, fiica mea. Are dreptate. Așa îi zice acum, ci care gusturi bune, fiica mea. Rareș Varniote alias Superman și Ralph Lo, care, doamnelor și domnilor, se vede e de acasă cu șosete. Deci uitați-vă la el. Deci, acum zici că a adus gunoi. El face economie la electricitate și la gaze. Știe, și da. Se îmbracă mai gros noaptea. Nu merge pe scurt, așa, știi? Păi, adică, merge pe, da. Cum a zis, pe privat, pe 19. Dar am observat că oricum, știi, adică a crescut prețul la gigacalorie, da, la aia. Băieții dorm mai îmbrăcați, da, mai închis caloriferul, mai cum era pe vremuri, dar dormi cu șarpilii, exact. Mă înțelegi, așa. E o pătură, un halat, iau, ăsta e Superman direct. Superman, dar ține cald Superman. Aia e, ține de cald. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, într-o întâlnire cu o fată, oricare, la unii poate că s-a prescris sau nu. Aici, întrebarea este, dacă ea zice, lasă-mă că vreau să dorm, și voi n-ați vrea să dormiți, cum se procedează, domnul Ralph Lo? Bă, sincer, acum, la vârsta mea, acum eu spun asta. Cât ai tata e! Acum eu spun asta, lasă-mă să dorm, că sunt obosit. Dar da, mi se întâmplă, dar nu, sunt obosită, vreau să dorm. Și? Da? Și se la... doarme sau nu se doarme? Doarme, dar la revedere. Dar mai târziu. Tot, dar de tot. Am înțeles. Am înțeles, extenuat. Ne scuzați pentru întrebările astea, Dan. La mine e foarte simplu. Da, să știi că și mie mi-era foarte somn. Ce înseamnă? Băi, omul diplomat, băi, nu e simplu, înțelegi? Nu e chiar așa. Rareș, la tine poate să fie mai pe cum, adică... Ori e, ori nu e, dar tot e. Hai, era cam bancul ăla, cum vrei tu și după aia mâncăm, exact. Știi? Dar există momente în care voi vreți să dormiți sau voi ați vrut să dormiți și ea a zis, hai! Mai sunt și momente, da. Dar nu cred că se poate. Da. Îmi spunea mie odată o veche prietenă de facultate, zice că bărbatul zice că e obosit, bă, dar
Parcă mai are ceva așa. Mai e puțin acolo. Mai avem acolo, mai e puțin de făcut așa. Adică să ne mai putem. Mai erau și bancuri de astea mai proaste, dar nu știi cum e. Lasă-mă că eu dorm, dar... Dacă vrei să zici acum, acum la aici de știi. Da, nu e... Dar nu e cazul la noi, normal. Nu, mi se pare normal, adică... La Superman... Nu știu, eu nu sunt în povestea asta. Stai să-ți dau un pic ochelarii. Pe mine mă trezesc doar două lucruri dimineața. Ori alarma ceasului, ori un picior în gură la fiul meu. Deci picior în gură. E doar cu voi? Da. V-ați apucat de K1? De pe ea și două luni, doar cine cu noi. Cine e cel amic? Van Damme, frățioare, da, mă da. Ține numai picioare în gură. Daniel Sanz. Da, e mai nasol când dă în avans piciorul respectiv, adică pe la 4 dimineața. Nu. Să vezi atunci ce zic. Și după aia poți să adormi? Încerc, da, mai vână cu un pic, dar bine, încerc. Dacă nu vine al doilea, așa adormi. Croșeu și bang. Știi mă, din pumn nu-ți da, da. O reclasă din pumn, cum și ziceau. Și zici că nu dormi bine, uite. Da. Noi cum că dacă vine un croșeu de la bang direct... Tati, da. Sper să nu prindă în greutate. A fost un vreun moment, mai avem un minut, în care ați dormit și nu trebuia să dormiți. Că am dormit acum și nu trebuia să dorm. A fost, da. Ia, dăm un exemplu. Nu te trezești la emisiune, când, mai ales la mine, când e emisiunea dimineața, la mine e nenorocire. Și ce faci? Eu nu dorm deloc ca să ajung. Și se întâmplă pe la ce oră trebuie să ajungi? E clicul ăla, când la 7, 8, când mai sunt matinalurile astea. Ei, s-a întâmplat să ador chiar când nu trebuie, cu jumătate de oră înainte, ai că nu stau mult. Și îți sună telefonul, unde? N-a venit taxiul, acum a venit. Da. Nu știu unde ești, ce să iei, ce să pleci, ce să... Am pățit de două ori chestia asta și... Corect. Da? Eu am adormit la cursuri. În facultate, la modul serios, după nopți petrecute. Just, recunosc rău și eu. De tot, adormeam cu capul Ralf de bancă. 10 secunde? În studio. Lucram așa și ascultam câteva sunete acolo și... Lucram mai profund. Și n-am mai lucrat. S-a stins lumina, doamnelor și domnilor. Într-o emisiune în care s-a stins lumina chiar la propriu, e bine, vă rugăm să rămâneți cu noi. Lumina taman s-a aprins la știri. Rareș, Dan Cruceru, Ralf Lo și Boris, care după cum vedeți, a muncit și astăzi. Hai! A muncit și ia să-l vedem. Uite-l. Mâncaia-și gura lui. Somnoroase păsărele pe la joburi se adună. Noapte bună, noapte bună. Pa, noapte mersi, bună. Ne vedem mâine.